Te rog. Prietenii mei care, când spun prietenii mei, spun exact ca despre familia mea, care au stat cu grijă pentru mine. Mulțumesc lui Dumnezeu că fără el nu există nimic. Mulțumesc lui Dumnezeu, eu sunt bine, pentru că așa a fost să fiu bine, într-o greșeală cuiva, nu mai dăm nume să nu mai facem reclamă. Oricum, și dacă i-am facem reclamă, degeaba, îi facem degeaba. Sunt bine, așa că stați liniștiți. Ce am de spus o să spun cât de curând, dar nu acum că suntem la masă, suntem la prietenul meu la restaurant, la Arabul, care îi mulțumesc din suflet și a dat drumul la live, fibră, frățorul meu. Dar tot am intrat, lumea văd că intră ca să spun eu ceva sau cred probabil s-au scris toți ce și cum. Exact, da. Stai că sunt bine, dar ce am de spus o să spun cât de curând, unde trebuie. Eu vă mulțumesc din suflet că mă susțineți. Nu știu, sufletul meu e același față de voi, mulți vorbesc, că mai sunt și oameni de astea, că nu poate să te iubească toată lumea și nici n-am nevoie să mă iubească cei care nu am nevoie de ei. Am nevoie de oamenii mei, aia cum sunt eu cu suflet curat, un om simplu, cum mă știți voi de atâți ani, restul să ducă unde vor ei, că n-avem nevoie. Vă mulțumesc încă o dată și cât de curând ce am de spus o să spun, că și așa toate televiziunile din țară așteaptă să vorbim. Îi salut și o să le spun eu tot ce trebuie, unde trebuie, cât de curând. Am nevoie acum să termin cântarea care o am și să-mi duc totul la bun sfârșit și apoi tot ce trebuie. Vă pupăm! Doamne, nu-i telefonul meu, eu n-am avut telefon de 3-4 ani, să stau ieșit de telefonul în fibră, dar lumea a intrat pentru mine că sunt cu frații mei la masă. Vă pup și vă iubesc!